Un scandal extrem de violent s-a iscat la Glodeni, fiind implicate mai multe persoane. Un bărbat în vârstă de 59 de ani este bănuit că ar fi tăiat cu coasa o femeie, cauzându-i răni foarte grave. S-a certat cu el peste gard acolo și s-a năvălit toți, cu furși, cu topoare. Conflictul s-a iscat dintr-o dată în fața mai multor copii. Acesta s-a terminat cu rănirea a 3 persoane implicate. Una dintre acestea, o femeie în vârstă de 52 de ani, a ajuns la spital în stare foarte gravă, în comă. A fost adusă de la centrul de primiri urgențe de la Spitalul Pucioasa, o pacientă în stare gravă, în șoc hemoragic, comă, în urma unui traumatism, în mai unei agresiuni afirmativ din partea aparținătorilor și celor care au adus-o cu ambulanța, cu diagnosticul de plagă transfixiantă lombo-abdominală cu eviscerație intestinală și tăierea anselor intestinale, cu șoc hemoragic, după cum am spus, în stare foarte gravă. A fost dusă imediat în terapie intensivă, imediat băgată în operație. Operația a fost totuși o reușită. A fost echilibrată hematologic și hemodinamic, evident fiind pe tratament antibiotic și pe terapie de susținere. Iar în această dimineață, pacienta avea o stare bună, conștientă, echilibrată hemodinamic, stabilă și sper să aibă o evoluție favorabilă. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili ce s-a întâmplat mai exact. Bărbatul, bănuit de tentativă de omor, a fost prezentat instanței de judecată și împotriva acestuia a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.